Salutare, oameni faini, și bine v-am regăsit la un nou match de Overwatch Competitive pe Ilios. Aici e extrem, extrem de bună ofera. Bine, știu, e extrem de bună ofera pe majoritatea hărților. Dar aici e super bună pentru că îi poți arunca de pe hartă. Și Diva iar e foarte bună. Na, avem o echipă decentă. Nu știu, un loc la Oris ar fi mai bine un Reinhardt. Sau un loc la unul din damage dealer să fie și Reinhardt. Nici Harambe nu-i rău, dar... Nu știu, Reinhardt mi se pare că e tankul de bază în orice compoziție. Și Lucio are healerul de bază. Deși acum, adică când i-o schimba și dă, cum îi zice, heal-ul ăsta și speed-ul în cercul ăsta, nu știu dacă mai e atât de bun. Dar înainte știu sigur că era cel mai bun suport. Oricum, dacă vă place seria asta de Overwatch, ar fi super tare dacă am reușit să strângem după 5.000 de ani 100 de like-uri. E și foarte greu, văd că se strâng like-urile la seria asta. Nu știu, chiar atât de nașpa-i seria, pui mei. Uite, l-am aruncat pe Harambe în gârlă. Sau nu? N-a fost în gârlă aia. Au picat acolo, fraierul. A avut noroc. Dar oricum, de asta zic că e bună fera aici, pentru că poți să-i arunci în gârlă. Mai ales în asta. Când stau pe lângă obiectiv, ai dat o mare, nu știu ce asta, bombă. Sau de ceva pe aici. Pe Lucio, de exemplu, nu poți să-l arunci pentru că el patinează pe chestia aia. Bun. Trebuie să ținem cât mai departe punctul ăsta. Opa. Acolo e bagabonțeală. Ce? Pot să stau aici? Nu cred. Păi vă dați seama? Aaa, pe eu pe farate aici. Hai la gârlă, my friend. Sau nu, chiar la gârlă. Aproape de gârlă. Bun. Cred că astea sunt cele mai faine moduri în care trebuie să faci defend-ul ăsta. Gen să cucerești punctul. După care să-i faci defend. Aici trebuie să fie HPL-ul. Perfect. La fix m-am dus. Bravo mie. Și în sfârșit nu-s eu primul la absolut toate chestiile. Oricum trebuie să spamez sfera dacă vreau să câștig meciuri. Sau măcar să am șanse mai mari să câștig meciuri. Trebuie să spamez sfera. Adică cel mai bine mă știu cu sfera. Și mi se pare și cel mai tare campion din toți. A, dacă e mai greu să-ți dai ultima ta, dar dacă ai o echipă cât e cât capabilă să-ți facă un pic de defend, e fucking OP de casă. La fix i-am dat-o aia. Iau, special attack. Ce ai făcut, mai vera? Triple kill. Mai aici, mai pe aici. Veniți de luați rachetă. Ce faci, fă nebună? 5 player kill streak. Opa, asta nu e bine. Când ăla cu ultimata 100% mă face. Ăla e counter-ul pentru fera. Soldat. Ești în aer. Nenea apasă Q. Și gata-i. O minge de basket, ia să vin dacă mai știu să dau la coș. Dar nu o să mă lase asta, fiți atent. Așa, ceva în genul parcă. Așa, nu? Trebuie să dau mai jos un pic. Gen, dacă lovești mingea mai jos, oricum mai șmen. Se moară Gibilan. Zări, ready for duty. Rusia. Aici merge super bine Diva. La punctul ăsta. Direct ai băgat un bombă, nu știu cum dacă i-a răzit ceva aia. Pui mei, mașinuța o bagi în casă, what the fuck? Mașinuța v-ați prins. Bagi mașinuța în casă. Da, și-a venit Manu și da. La healerii noștri unde ies? Că... Ah, totuși.
Am fost îngenunchiat. 9 kill-uri și nu-s primul. Asta e foarte bine. Ia să zic dacă reușesc să arunc pe cineva în gârlă. Bun, cred că am aruncat. Nu? Văd că o reușită, la Lucio să arunce în gârlă o grămadă. Nu, e stat acolo. În situații de genul, cel mai bine este să te retragi, chiar dacă ei iau punctul. Pentru că dacă stai, te omoră și după aia echipa ta joacă practic în 5. La partea de cucerire. Uneori e mai bine să joci defensiv decât să încerci să faci ceva. Opa. Opa. A venit vărul, apasă Q, închide ochii și dai. Doamne, cât urăsc campionul ăsta. Ești pe bune, frate. Nu știu dacă există un campion mai cretin decât soldatul. Și mă întreb de unde le-a venit ideea genială să facă un campion cu aim. Enemy spotted, bine, știu ce să-i fac. Healer-ul, dacă reușim să-l scoatem, e lejereanu. Mamă, ce-am dat-o direct, mamă, ce-am dat-o direct în mufă. Soldatul ăsta, dacă nu mi-ar face atâta focus, ar fi fain. M-am face că știi că e counter-ul. Nu știu dacă o dată a noastră sau a lor, dar cred că a lor o dată. Uite pe ăsta. Uite-l, frate, și pe ăsta. Starea de nervi se amplifică. Bun, dacă nu intrăm acum în forță pe punct, pe punct s-o dus. Nu cred că o să reușim. Tocmai cine a murit, ba nu știu că lor le-a murit încă. Cât e slabă putut să fie. Să nu intre nimeni pe punct. Unu, unu. I don't think the Zarya switch worked. N-ai fi zis. Da, asta. O, aproape. Da, de ce n-am dat niciodată coș? Probabil că nici acum nu o să se întâmple. Oi, mă. Dăm așa cu asta. Cum ar fi să dau coș la plezneală după ce am dat E-ul? Can you let me play Winston? Ah, it's okay, it's okay. No, mă. Bun, și aici pot să-i arunc în gârlă. Și ăla e francez, care a zis că vrea să joace cu Winston. Nu înțeleg de ce noi n-avem Reinhardt, frate, e cel mai bun tank. Sau era cel puțin cel mai bun tank. Nu știu dacă a rămas la fel. Am gândit că nu are cum să nu fie la fel de bun. Încerc să dau după healer, gen după Lucio. Sau Mercy, care e mai aproape. Dacă o scot pe aia, sau pe ăla, bă, nu mai e atât de greu. Eu, pui mei. N-au heal, e doar la banana. On point, point. Stai on point, guys! Uai, mamă, ce mă plesnic careva. Bun. Ger am scos healer-ul. Bă, s-aș vrea să-l arunc în gârlă. Bă, soldatul vieții, să văd cum revine el de acolo. Bun, iar a scos healer-ul, cred. Bun. Levi afară. Ăla i-am dat direct în mufă. Dar s-a activat acum. Nu da, man. Ia, să vedem acum care pe care.
nu? Nu vrei? Haide, capul meu, frate. Cum dracu mă n-a reușit să omor acolo pe nimeni? Dar cred că o să încep să joc și eu soldatul. Adică, pui mei, dacă e atât de lejer, e jucat. Jucăm la Elo, cum ar veni. Nu mai jucăm la distracție. Bă, deci nu pot să stau acolo. Bun. Aoleu. Na, dacă aveam acum un Reinhardt, putea să facă protect cu shield-ul ăla. Aaa, mi-a blocat, frate. Atât am pus destul o presiune pe Reinhardt. Deci cred că a fost destul de ok. Bun. Încerc să dau așa depresiune pe poziție viitoare. Uai, ce bine le-am prins acolo. Bun. Dacă îi scoatem unul cât e unul, e lejer să câștigăm match-ul. Atunci ei când vin, vin tot cu unul în minus. Unde ești, mă, fraiere? Ce face asta? Bine. O fi ceva manevră așa, mă, bine spune. A, vine din spate. Ia, dă-l, mă, dracu! Bă, dar n-aveam ultimata de la Lucio. Na, soldier in a nutshell. Gata, frate, hai să jucăm soldierul. A, avem deja soldier. Da, la următorul meci o să fac numai cu soldierul. Bine, la următorul episod. Să dau numai soldier, să vedem cât e greu să-l joci cu aim. Măcar e bine într-un fel că bagă ăștia ultimate de genul. Pentru că nu mai tentat lumea să joace cu coduri, mă gândesc. Adică, frate, oricum mai aim. Ce-ți trebuie mai mult? Healer-ul, frate, dar nu dă nimeni după healer, bă, să nebunesc. Heal pe aici. Bun. În sfârșit am scos healer-ul. Și pe bagabantă. Bun. Perfect. Deci văd că n-am cele mai multe kill-uri, ceea ce e bine în pana aia, că în sfârșit prind echipe care să joace super bine. Bine, înainte match-ul ăsta nu vrei să știți ce match am avut. Da, nu. Nu mai este lapta. Ia să vedem. Nu l-o scos. Cu asta aș putea să dau coș. Nu mai da minge, băga mea aș. Menie, dai pace. N-a vrut. Ia că iau și o diva. Să vedem ce o să fie. Trebuie să ajungem primii pe punct. Și trebuie să dăm mare sprint. Hai, dați verilor. Asta o să fie un pic mai dificil. Gen, nu o să pot să arunc pe nimeni în gârdă, numai care sunt foarte aproape și mă bag cu shift-ul în ei. Bun, a murit healer-ul. Vedeți, iau Reinhardt în continuu, frate. Cel mai bun tank. Ce ai făcut, vărule? Bun, l-am culcat. Unii n-ai baia, mă. Bun. N-are cum să scape, n-are cum, n-are voie să scape, de fapt. L-au scăpat, totuși. 5 player kill streak.
Bun. Scuze, câte kill-uri are primul de la noi și cine? Eu zic că e soldatul. Că nu. Soldatul. Aoleu. Unde am ajuns, vărbă? Ce fă, drac? Am venit aici și în spate. Și nu dau seama că sunt spatele lor. Nice. What? Ce fac, vărul? Opa. Să nebunez dacă nu te spart. Bun, deci o să nebunez. Ia, fă prosto. Nu vrei să mori. Dar tot e scodat, e dracu. Opa. Vine nenea gârlă. Ia mă, luați de aici. Bă, ce bastard că mi-a dat ăla pe spate, ești prost? Fix când a ieșit mașinuță. Da, ăsta m-a omorât, firar al dracu. Bun, avem 88%, n-ar trebui să lăsăm acum să-l pierdem. În baie 2-2 și ne chinuim iar. Nu-mi zic că ăsta e AFK. Uite, frate, ce prost alău. Da, bine. Justice rains from above. He's AFK. Vă așteptați la chestia asta? Și acum din nou, dacă zic ceva, vin fraierii și îmi comentează: bă, frate, te plângi? Da, mă plâng, frate, pentru că nu-i corect, în pui mei. Fain așa, nu? Și să nu comentez, bă, gen, frate, acceptă situația, că pui mei. Un meci care era aproape câștigat. A revenit prostul. Hai, a revenit. Da, m-am belit aici. Ce faci, man? Bă, dar ce pui mei să moară GP-lan? Nici n-am văzut pilele vieții. Asta e un fire. 33 de kill-uri și sunt pe locul 3 în echipă. Dacă nu reușim să luăm punctul în următoarele 50 de secunde, am belit-o. Acum ce dau așa. Un point mâncat aș da, putem? Să-mi încarc ultimata, să o bag acolo în gârlă și o te vedem. Nu cred, mă, că n-am apucat, mă. Bă, dar era cineva pe punct, mă, cum dracu? Da, triple kill. După ce s-a terminat runda. Bun, și asta cred că e runda decisivă. Deci aici nu știu dacă e cea mai bună asta. Diva, așa că mai bine schimb pe Fera din nou. Pentru că pot să-i arunc de pe hartă, numai de-aia. Oricum, dacă nu era prostă la AFK, era runda câștigată acolo. A, nu. Norocul meu clasic. Și da, mă plâng de... Mă ia dracu. E foarte corect ce se întâmplă. Fii pozitiv, cum ar zice un șobolan care mă spamă aieri. Dar mă, e foarte ușor să vorbești când nu ești în situație, știi, adică, frate, când pierzi în continuu și ai aceleași mizerii în echipă, parcă nu mai îți vine a fi pozitiv, dar nu. Fi pozitiv. Mamă, cât de lău acolo cineva. On point, on point, on point, on point. Acum, da, on point, sigur. 56 pe on point. Securing the objective.
Îți dau ție APM, minte, na. Ia să ai APM. Orga mea și APM în tine. Nu, nu vrea. Hai, vere, mișcă-te. Bun. Ultima dată bună să dau acum și... Prea mai bună, unde dracu ești, fă? Acolo, nice. Deci o să fie extrem de greu să facem defender. Că n-avem un tank super ca lumea. Hai, frate, că v-am creat oportunitatea maximă. Un are... Oh, nice, ce fain a aruncat o gârlă. Bun. 38 de kill-uri. Încet, încet mă apropii de prima poziție. Deci probabil că ăla cu soldier are peste 50. Probabil, nu știu. Dar mă înscrâma ăla poate să fie pe prima poziție. Încerc să dau cât mai mult splash damage. Dacă nu-i omor, măcar să creez oportunitate pentru echipă. Sau să creez presiune, sau ceva, orice. Să fiu util, îmi pune. Mamă, ce fain am dat-o la aia. Ce faci, man? Trebuie să măcar de acolo și să iau un HP. Bun. Oh, ăla o să-i tângârlă direct, nice. E prost, am dat aia acolo. Oh, man. Aoleo, când m-am gândit și o să dau shift-ul după ce-l dat aia ultimata. Ah, doamne fere. Dacă stăteam acolo jos, nu mă făcea. Și-a făcut triple kill așa. Și noi trebuie să mai ținem punctul 1%. Să câștigăm match-ul. Cineva în gârlă? Bal pe nimeni. Asta cu... Uuu, ce m-a aruncat. Cu heal o juca foarte bine cu Ana. Bun. Și mi-a dat ultimata. Hei, dă-mi standul niș. Hai, Vera. Nu vrei să mori. Oh, mamă, unde mă arunca, ești prost, alo? L-am luat 2, cred. On point, on point. Noi încercăm să facem. Asta cu Zarya nu prea îmi place. Adică nu o dau nici măcar ultimata. S-o văd, măcar, bă, odată ultimata, eu prins pe 4. Dau și ultimata și s-o dus toți. Na, suntem pe punct, frate. Nu înțeleg de ce nu se oprește din crescut pentru ei. În teorie, când suntem pe punct mulți, n-ar trebui să mai crească. Nu ești fă. Hai, frate, că am dat-o în plin. Da. Ce să fac, frate? Am încercat. Se duce la 99%. 43 de kill-uri, bă, măcar a jucat echipa bine. Deci cred că match-ul a fost pierdut la AFK-ul ăla. Da, s-a dus. Fine. Asta este. Pierdem în continuu, nu e nicio problemă, ne-am obișnuit de la LOL. Da, putea
să treacă chestiile astea în review. Chiar trebuie neapărat să facă un skip la fazele astea, pentru că nu vreau să văd toate mizerile astea. Adică vreau să dau skip și să ajung să văd câte puncte mi-au scăzut. Și ăla a avut cele mai multe eliminări, ești prost, cu harambe. Da, o să deschidem în și o cutie pentru că jucând destul de mult am făcut încă o cutie. Superb. 25 de minute consumate deja, bă. 1845 și aveam 1885, deci 40 de puncte s-au dus, dracu. Foarte tare. Bun, hai să zic măcar din cutia asta, îmi dă ceva ca lumea. Suntem pozitivi, să vedem cât de mult ne ajută pozitivitatea, mamă ce pozitiv o să-mi bag picioarele, uite legendarele, frate, nu-mi vine să cred. Giveaway cu legendare, uite, 10 legendare într-o cutie, da. Cam atât și cu episodul ăsta, mulțumesc de vizionare, ne auzim probabil la următorul, salut!